În referatul de arestare preventivă, procurorii spun că Elena Udrea a primit o mită de 9 milioane de euro și că acești bani ar fi venit prin intermediul lui Dorin Cocoș. Cocoș ar fi cerut sprijin Elenei Udrea astfel încât o hotărâre de guvern promovată de fostul ministru al comunicațiilor, Gabriel Sandu, să treacă prin executiv. Mai mult decât atât, se arată în documentul procurorilor că acea hotărâre de guvern a trecut de guvernul României cu susținerea Elenei Udrea și a premierului Emil Boc. Se rădă în referat și circuitul sumei de bani. 9 milioane de euro ar fi cerut Dorin Cocoș pentru a face acele presiuni prin intermediul Elenei Udrea la adresa lui Gabriel Sandu. De altfel, sursa acestor informații ar putea fi chiar Gabriel Sandu. O parte din acești bani, adică 2,7 milioane de euro, ar fi ajuns la fostul ministru. O altă parte ar fi fost folosită în beneficiul PDL pentru promovare electorală, susțin procurorii. În referat nu se mai menționează alte nume de politicieni. Se spune că Dorin Cocoș nu avea cunoștințe în guvern și că el singur nu avea cum să facă trafic de influență în dosarul Microsoft. O altă acuzație de trafic de influență la adresa Elenei Udrea se referă la suma de 3 milioane de euro cerută prin intermediul fostului soț Dorin Cocoș de un om de afaceri care avea în implementare proiectul E-România. Procurorii notează că această sumă s-a dat prin intermediari, iar o parte din bani au ajuns în conturi deschise în Dubai pe numele lui Dorin Cocoș.